Achtung! Я выйду, скажу. Это София пицца. Нет. Зачем? А банан. Платите, пожалуйста. De punte, nu sunt probleme. De ce? De Thank you.
deja ai făcut băiete? Da, le-am făcut pe amândouă, perfect, au fost ușoare. E, da, dar de ce ai stat o oră jumate? Păi, nu, de la asta. E, bravo. Ce pronostic? Poftim? Pronostic? Ce înseamnă asta? Prevedere? Pronostic, ce zici că obții? Poftim? Ce zici că obții? Prevedere. E, bravo. Nu se foame? Nu știe că să se pronunțe un moment pe baricade? Vreau să vă spun că toți sunteți câștigători
chiar dacă unii au luat premiile sau alții au luat mențiunile sau alții n-au luat niciun premiu. Întotdeauna în orice concurs există și un câștigător și un învins. Ideea este ca în anul următor să fiți voi cei care acum sunteți foarte mai jos, să fiți la anul mai bun și ceilalți să coboare. Deci să fiți viitorii olimpici național și internațional care ne veți reprezenta România la Olimpiadele Internaționale de Informatică. Să știți că majoritatea, 90% sau chiar 99% dintre copiii olimpici care ne reprezintă România la Olimpiadele Internaționale de Informatică au început ca voi la vârsta aceasta și actualmente sunt unde sunt. Avem dată și o serie de alți colegi lor din, ai noștri, din București, care de asemenea și din alte țări, de la Focșani, de Rujurul și așa mai departe. Pe această cale aș vrea să mulțumesc în primul rând sponsorilor noștri care au avut deosebita numărului de și premiul tău. Asta e premiul tău. Așa, cu clasa a doua, se acordă premiul întâi, elevului Grusescu Sorin Andrei, de aparat național al așa, de nu știu, nu puleți nici de mai o mașină. După mașină. Despre jos. Da. Deși ați și gentul. Până un bagaj. Eu am bunicu de la Palatul Posibil de Dujim. Și premiul. Și aici sunt jos bun. Da? Premiul întâi este venit de la doamna Sebastia Vesa. Numărul de telefon și date. Pentru și, în sfârșit, răbuitul premiul întâi, la clasa a treia, se acordă elevului Taloi Bogdan, de la Palatul Național al Cuvântului. Chiar m-a bucurat că sursele copiilor, așa cum au fost ele, rezultate foarte bune și fericit pe toți copiii care au venit la clasa a patra. Se acordă la clasa a treia un tânăr, care n-a luat premiul. La clasa a treia. Cine? La clasa a patra se acordă mențiune elevului Dumitru Mihai de la Clubul Copiilor Segarcean. Premiul 2 se acordă elevului Micăinescu Alexandru de la Palatul Copiilor Pitești. Lăduț, ești aici. Ești prin spate. Premiul 1 e cineva care a rămas fără premiul, da? Gavrilă Vlad Alexandru de la Palatul. Felicităm pe domnul profesor Mihai,
Premiul întâi la fiecare clasă. Să veniți aici. Așa, voi să vedeți ce este pe miasta. Așa, fiți ce vrei pe miasta. Răspundeți acolo la telefonul de tot și va apărna. Nu, nu, nu.